Лада, локулинка ретреєска чили май фрумосе повешти в'я луме. Scrisoare pentru Moș Crăciun. Două zile înainte de Crăciun, era o după amiază de modă nouă, cu strop de ploaie și întuneric mult. Se pare că Dumnezeu a strâns zăpada în sac și a legat bine sacul la gură. Două zile înainte de Crăciun, exact când copiii și ei, tot mai rari ca și zăpada de sărbători, se pregăteau să iese să colinde pe străzile Uzdinului, tocmai la celălalt capăt de lume, Moș Crăciun se dădea de ceasul morții că nu mai găsește un fierar iscusit care să-i potcovească renii. Și, în timp ce bodogănea prin curte, căutând să pună în sanie și ultimul colet, numai ce aude cum îi bate în poartă cineva. Crăciuneasa, taichi, nu vrei tu să fii bună să deschizi? Poate o fi vreun sărac care cere pomană. Se străduie el să-și înduioșeze soția. Da, se pare că nu prea reuși, deoarece din casă nu-i răspunse nimeni. Draga de ea, hey, iar cască ochii la telenovele. Conchise cu un oftat, puse mâna pe clanță și încremenit de mirare. Îmbătrânit de tot, cu o barbă cât toate zilele mai s-o dovedească pe cea a moșului Crăciun, cu o burtă în care încăpeau toate clătitele crăciunesei, în fața lui sta poștașul. Același poștaș care în urmă cu câțiva ani era sfrijit ca vai de el de atâta alergătură ce îi era dat să alerge. Acum se pare că o ducea prea bine, gândi în sinea lui moșul Crăciun. Ei, ce vânt te aduce pe la noi? Întrebă, bucuros că mai are și el cu cine schimba o vorbuliță. Nevoia, uncheșule drag, slujba! Ia aici la mine o scrisoare pentru dumneata. Hei, nu mai spune. O scrisoare! O scrisoare adevărată, scrisă de mânuța unui copil? Cu timbru și cu toate cele? Nu mai spune. Se bucură copilărește moșul Crăciun. Ia dă-o tu încoa, ia dă-o încoa. Ia dă-te poștașul. Eu dă-te și plecă, pentru că sărbătorile vin și pentru poștași. Și poștașii au și ei soții și copii, cărora trebuie să le îndeplinească multe pofte de sărbători. Ei, ta. Uite aici, dragă Moș Crăciune. Așa începea scrisoarea pe care o primise moș. Dragă Moș Crăciune. Citi cu o săltare de inimă pentru a doua oară și obrașii i se îmbujorară de plăcere. Să știi că am fost cu minte anul trecut, mai cu minte ca în anul acesta care se duce. Da, în anul care stă gata să plece, eu am învățat să citesc și să scriu, așa că năzbâtiile nu mai contează. Să știi că nu am vrut să sparg geamul mătușii Florica. Și să știi că nu mi-a făcut chiar mare plăcere să-l cotonogesc pe Răduț, cu toate că m-am răcorit când l-am umflat. Dar să știi că toți copiii din stradă se bat mult mai des decât mine atunci când reușesc să-și ridice fundul de la computer. Pardon, te rog să nu mă spui mamei că mă exprim urât, pentru că ea zice că se interzic cuvintele în casa ei, astea, urâte. Dar la televizor nimic nu e interzis, așa că nu e interzis nici când rămân eu singură acasă cu televizor. Dragă Moș Crăciun, știi, e foarte bine că m-au învățat să scriu. Pentru că mi-a amorțit mâna pe tastatura computerului, iar scrisoarea asta e ceva cât se poate de cool. Mama și tata m-au învățat să spun seara înger îngerașul meu și m-au învățat să scriu scrisoare de Crăciun.
că zice că așa mi se iartă prostiile pe care le fac. Dar eu nu fac prea multe prostii. Alții fac mai multe ca mine, așa că eu am un bonus la care țin foarte mult și pe care nu vreau să-l consum fără discernământ. Ai auzit? Ai auzit cum am spus? Am spus discernământ. Așa zice mama când se supără pe dascălii mei. Dar pe ei nu se supără niciodată de față cu mine. Așa că eu nu știu dacă am voie să folosesc cuvântul de față cu ea în casa ei și în curte. Dragă Moș Crăciune, eu îți scriu pentru că zice mama, dacă sunt cu minte peste an, tu îmi vei îndeplini dorințele. Dar ca să le îndeplinești și noaptea de Crăciun, trebuie să-ți scriu ce vreau și tu le vei aduce personal cu traista în spate. De asta scriu eu acum, pentru că știi, aș vrea câteva lucruri. Îmi doresc și ceva cadouri, dar nu știu. Poți să cer? Da? Deci, dacă poți să cer, te rog să nu mă întrerupi, că mă pierd. Uite așa, uite. 1. Mai întâi, eu aș vrea o altă învățătoare, mai tânără, și dacă se poate să nu strige la noi când nu vrem să învățăm. În timpul orelor, ea poate face orice, dar să nu ne deranjeze pe noi copii. 2. Îmi doresc de mult o soră sau un frate. Dar părinții mei așteaptă tot timpul niște vremuri mai bune și pe mine mă lasă singur cu televizorul și cu pisica, atunci când se duc la servici și când nu am școală. Iar școală n-am, de câte ori dascălii vreau leafă mai mare, că și eu au copii și le trebuie și lor bani. 3. Aș vrea să mă duc în fiecare an la mare cu părinții mei, așa cum se duceau mama și tata când erau copii. Cu toate că nu erau mai buni decât mine, spune bunica Ana când vine la noi din satul ei din vale. Da. Și 4. Trimitem un calculator performant, că ăsta e depășit și copiii râd de mine, cei din bloc, cu care aproape că nu mă mai joc de când mi-am făcut prieteni pe net, pe care îi contactez când mama și tata nu sunt acasă și când dorm buștean. Dragă moșule, eu îți scriu românește, pentru că mama mi-a spus că a învățat limba noastră de mult de tot, poate când umbla Dumnezeu cu sfinții lui pe pământ. Da, pot să și traduc scrisoarea, la calculator, evident, dacă îmi spui că nu înțelegi. Și, moșule, fă-mi plăcere, cumpără și tu acolo o rachetă, pentru că mi se pare că elicopterul e depășit. Iar copiii de azi nu au timp pentru reni, calești și alte minunății în care nu mai crede nimeni în afară de mine. Și, auzi, cumpără și tu un celular acolo, că mi-a înlemnit mâna de când scriu. Cu mesajele e mai ușor, parol. Ei, și să știi, eu nu sunt o fetiță plângăreață și mucoasă. Sunt băiețel voinic. Dar parcă totuși mă încearcă ceva în gât. Și parcă lacrimile stau să se ducă de vale când mă gândesc că foarte curând, când nimeni nu-și va mai aduce aminte de tine, vei pleca și tu la tata moșu în ceruri, să stai la dreapta tatălui alături de îngeri. Și tata moșu nu mai vine. Și stelele nu-l lasă să vie, pentru că ele nu știu că mi-e tare, tare dor de el. Te așteaptă cu drag, dar să vii repede de tot. Aurelian, zis Lic. Ningea cu stele mari, de argint, în noaptea neagră. Crăciuneasa căscă plictisită și se răsti din sufragerie. Tu nu mai vii în casă? Dar fii nou, omule, că în zori de zi trag îngerii de tine să-ți vezi de treabă. Hai că faci ochi de vreme și în plus mă trezești și pe mine din cel mai dulce somn. Hai, omule, hai, nu mai zăbovi!
Textul a fost scris și citit de Ana Niculina Ursulescu. Producția: Școala de Jurnalistică din Novi Sad.